Neața, domn pescari! Sunt la un pescuit de caras sau biban, ce-o cădea. Da, pentru comentariile care mi-aduc aminte, da, știu că suntem în perioada de prohibiție. Suntem pe un lac la marginea orașului. Foarte, foarte braconat. De fapt, e lacul nimănui sau al tuturor. E un lac fără viitor. Și să vedem astăzi ce prindem. Acum vine un coleg pescar. Se pare că m-am așezat pe locul lui. Aici fiecare are locul lui, ca și cum l-ar fi primit moștenire înainte de a se face lacul. Dar cum sunt eu băia bună, las în locul lui. Că peștele e pe tot lacul, nu numai aici. Bun, ne vedem mai târziu. Poate și cu o captură. Să vă filmăm și pe domnul pescar. Vine cu mașina supărat. Am să-i fac semn că el se va duce în altă parte acum. Aha. Ca să înțeleagă că îl las în locul lui, ca să nu... Bun, ne vedem mai târziu. Păi dacă în apă n-a vrut, dă-i barim pe uscă. Păi Doamne ajută! Ți-a zis, bă, că nu te filme, dacă nu vrei, nu vrei. De așa numai picioarele, numai asta, nu? Stai liniștit. Mai vede copiii, bă. Iar mai fost cu tremuri. Dar ce cu tremuri, că eu n-am auzit de niciun cu tremur. Dar ce legătură are cu tremurul? Aia spun și eu, dar lumea, parcă... Nu te prede aici. Na, eu de când pescuiesc, eu n-am auzit treaba asta. Poate îi deranjează puțin, dar nu zic nu, da. Nici eu am prins când au fost cu treburi. Dacă e în fiecare zi cu treburi, dar nu prindă? De tot scarică. Eu am prins și când au fost cu treburi, dar dracu' e, mă. Să vă filmez, bă, prima captură a zilei. Bineînțeles, nu la mine. Un beban de toată frumusețea. Fă scandal, fă scandal. Ce nervos. Hai și la mai mare.